Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, ce v-a plăcut cel mai mult la casa pe care ați cumpărat și cum ați auzit despre complexul Good Afternoon Residence? Ce mi-a plăcut mie la casă? Păi mi-a plăcut că era gata. Era totul gata. Trebuia numai să vii să-ți aduci mobila, să o pui frumos și să stai liniștit în curte. Ce mi-a recomandat? Cred că cum vin foarte mulți în cartier și cum eu recomand la foarte mulți în cartier, printr-un prieten foarte bun. Am venit, am văzut casa lui, mi-a plăcut complexul și am zis care sunt disponibile. Și la complex ce v-a plăcut mai exact? Poziționarea, spațiile verzi? Eu am căutat de la bun început. Mă uit de vreo, m-am uitat cred că de vreo 3-4 ani. Am căutat clar pe nord. Să fie pe zona de nord, să fie într-o zonă cât mai risită, să nu fie într-un sat, să nu fie într-o zonă unde sunt oameni, să zicem, mai satului, da? Să nu riști, să vină să fure. Și la o variantă în care să fie un complex cât se poate de închis. Asta m-a interesat. Să fie o chestie frumoasă, să aibă un aspect. Eu pot să spun că față de alții care au venit în cartierul ăsta, că am venit într-un moment în care cartierul era aproape gata, nu știu, în proporție de 70%. Chiar dacă nu erau încă vândute toate casele, dar erau făcute, erau ridicate, vedeam cum arată. Și sincer, ce mi-a plăcut era foarte mult este că această casă pe care am luat-o e cumva are în față parc, în spate, tot așa un spațiu cu un șanț mai mare și clar acolo nu au cum să se așeze vecinii, că numai trebuie să arunce în șanț dacă vor. Cum se pare? Și mai e o chestie care a contat foarte mult, a fost, să zicem, cred că mai repede pe mine m-a vânat vecina decât am vânat eu casa. Ea mi-a spus de casa aia cât e disponibilă și am luat-o. Am înțeles. Și cum vi se par oamenii din complex, dezvoltatorul, ceilalți oameni, dacă îi cunoașteți? Până acum, ce pot să spun că îmi place, așa ca și cartier, este că toată lumea este atentă. Este un lucru, cred că e foarte bun. Suntem cumva, cred că de aceeași vârstă, undeva între 30, 40, cred că sunt câțiva oameni și mai în vârstă puțin, dar e un cartier care, una la mână, și vecinii am observat că se cam ocupă și ce au în față și ce au în spate, să își facă fiecare. Și asta contează foarte mult. Da, în rest, ce pot să zic, atâta timp cât văd că apar pavele de pus pe jos să se facă rondul la gard, e bine, e bine. Mai a apărut și un părculeț pentru copii și unde chiar am văzut că sunt copii, e mare lucru. Deci ca și dezvoltator, cum să spun eu, ce pot să zic și dintre prietenii mei pe care l-am mai recomandat cartierul, să spun, te poți înțelege cu dezvoltatorul. Asta contează foarte mult. Să poți să ai înțelegere, să poți să-ți organizezi cumva achiziție. Da? Că ai un timp de achiziție, o discuție, un suport, ai nevoie de un timp, de o lună, de două. Tot timpul vei găsi la cei de la Berg și în speță la Robert, vei găsi suportul pentru așa ceva. Iar în ziua de astăzi, când toată lumea vrea repede ieri și alaltă, iar banul contează foarte mult. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc.